bună ziua! Și bine ați venit la ședința extraordinară convocată prin dispoziția numărul 140 din 22 februarie 2018 de către domnul Lucian Ovidiu Nicu, primarul municipiului Roman. Prezenți 21 de consilieri dintr-un total de 21, pe ordinea de zi 8 proiecte plus 2 suplimentare. Discuții asupra ordinii de zi? Dacă îmi permiteți, vreau eu să retrag de la proiectul numărul 5, articolul 1, cel care privește alocarea din bugetul local a sumei de 133.000 pentru plata parțială a cheltuielor cu utilitățile aferente anului 2018 pentru unitățile de cult de pe rata municipiului Roman. Și vreau să vă spun și din ce cauză procedez în acest fel. Având în vedere bugetul foarte, foarte strâns și condițiile meteo neprevăzute din ultima perioadă care au generat costuri suplimentare și dezechilibre la nivelul bugetului local, am preferat să retrag astăzi de pe ordinea de zi acest articolul 1, urmând ca, așa cum spunea domnul consilier Holban, când vor veni banii de la guvern, sumele pe care noi le-am pierdut prin acea reducere a impozitului, să revenim cu un proiect similar și nu neapărat pentru plata utilităților, că nu va mai fi cazul, ci punctual pentru plata anumitor cheltuieli pe care aceste lucrașuri de cult le vor avea. Dar momentan să reușim să facem. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul primar. Spune la votul de la de zi. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz Gribiesa asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 268/2017 privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Spune la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 267/2017 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și de personal al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil cu retragere al articolului 1. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă îmi permiteți, domnul primar, fac un apel la dumneavoastră și la colegi. Dacă se poate să suplimentăm acea reutențională de 1.000 de lei, ținând cont că au fost foarte multe solicitări, evenimentul se desfășoară cu durata a 3 zile, deci în jur de 120 de persoane în fiecare zi, și măcar să fie câte 1.000 de lei pentru fiecare zi. Dacă credeți că se poate, vă ajutați. Deci diferența foarte mare între numărul de pensionari care sunt aici, de ordinul miilor. Am înțeles. Eu, ca principiu, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Numai că mi-aș dori ca și cuvânt de ordine prudență în cheltuirea banilor. Mai mult decât atât, știți foarte bine că dorim să venim și la alte evenimente în sprijinul celor două structuri.
De aceea, recomandarea mea, sigur că dumneavoastră puteți face orice amendament, însă recomandarea mea ar fi să rămânem prudenți și să nu încercăm să alocăm de la începutul anului toate aceste sume de bani, ci să le rezervăm și pentru celelalte evenimente care pot fi organizate de către cele bursuri. Eu am zis că sunt prea multe solicitări, 3 zile și vin măcar 3 zile. Eu v-am înțeles perfect, dar v-am explicat și punctul meu de vedere și până la urmă dumneavoastră sunteți cei care decideți, dar eu zic că e bine să fim prudenți. Doriți să faceți amendament? Doriți să faceți amendament să votăm sau nu? Mulțumesc. Dacă nu e amendament, nu avem ce vota. Da, bine, supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 253/2016 privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrației a Pieților Bazar, Obor. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Punctul 1 suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de dare în administrare a serviciului public de iluminat public în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Unanimitate?